Dacă n-au jucat până acum deloc, înseamnă că deocamdată nu confirmă. Cine a făcut tranzacția asta, înseamnă că a făcut-o numai cu dorința să scape de vână. Altă explicație nu e. Dar așa pe hârtie, fără să știți situația lor medicală, dacă vi s-ar spune... Nu luam niciodată. Nu? Nu dădeați vână pe Burlac? Niciodată. Și Mamut? Niciodată. De ce? Pentru că numai la momentul când erau la Craiova, când erau la FCSB-ul, da, atunci nu spunea nimic în fotbalul românesc. FCSB-ul nu poate să aducă jucători care să-i aștepți. Ei se bat la titlu. Ei se aducă jucători care să fie peste medie echipă în clipa de față ca să poți și să joace. Să joace. Și aducă jucători care e mai slab decât cel care stă pe bancă. Da. Mamut la Craiova. N-a nimic cu omul ăsta. Fie sănătos. Fiecare un gol. Sănătate. N-a marcat la Craiova niciun gol aproape. Așa este. Aducă un jucător la FCSB care să joace vârf, care nu marchează la o contracandidat de-a mea. Păi la mine cum ar marca? Adică, știu, Ivan Mamut la Craiova are, am intrat să mă uit în campionat, un gol în 23 de meciuri. Deci, ce mai vrei? Nu tocmai bine. Păi, nu, adică, eu zic că a fost o greșeală. Dorința să scape de, probabil, să scape de vână, a fost prea mare ambiția în momentul ăla să-l scoată pe vână de acolo, dar eu zic că vână era mult mai util pentru ei în momentele astea decât sunt cei doi. Burlacu, un jucător talentat la 18 ani, a luat-o pe un drum care nu l-a ajutat să facă performanță, văd, adică nu știu ce se întâmplă cu el. La Craiova, încet, încet, s-a stins. A plecat până pe la Iași puțin, la fel, n-a confirmat nici acolo. Acum a venit înapoi la Craiova, a scăpat de el, la FCSB, s-a accidentat săracul. Păi nu, da, nu cred că mai are timp să arate ceva, are 23 de ani tare. 24. Da. Cred că 24, asta se văd. Da. Păcat. Deci, pe total, spuneți că nu ați făcut schimbul niciodată, Andrei Burlac. 24 am plinit. Face 25 în ianuarie, deci, atenție. Ne pricepe. Vă pricepeți, doamna, a zicea că vă pricepeți, doamna. Nu, dar el, în clipa de față, nu aștept cu nimic pe ei. Corect. Bine, m-aduce în lot un jucător de 18 ani care are ceva calități și poate să mai crească ceva. Dar un jucător ajunge la 25 de ani aproape și e plafonat. E greu să-l mai faci să te ajute să iei titlul, să și în Europa. Foarte greu. Aproape imposibil, Victor. Și ei știu că au greșit. Vă zic că Meme știe că a fost o greșeală, dar probabil asta e. Da. Asta e situația. Se mai întâmplă. Și nu asta ați mai greșit? Da, toată lumea greșește, da, dar aici a fost o greșeală ca la tenis, neforțată. Adică a fost neforțată. Ai dat mingea în tribune, așa că corect. Erai sigur pe teren.